Avem față în față echipele care fac performanță în România în ultimii ani. Eric, strategii diferite. FCSB a ales să cumpere jucători tineri, să investească mult în jucători tineri, chiar și în academie. Vrea să vândă cât mai mult și cât mai scump. CFR-ul aduce jucători mai experimentați, vrea să facă performanță în Europa. Ambele scot bani. Unii din transferuri, unii din ce fac în Europa. Cum se par strategiile astea? Care e mai adecvată pentru România, mai bună pentru România? Cu siguranță, strategia lui domnul Becali e o strategie foarte bună, unde el încearcă să-i aducă cei mai buni tineri din toată țara pentru a aduce la FCSB. Bineînțeles că este nevoie de timp, de răbdarea și el a avut. Și acum culege ceea ce a plantat. Cu siguranță, jucătorii care deja joacă de 2-3 ani, 4 aproximativ împreună, se vede acum că au omogenitate acolo, în față, precum cei de la CFR, tot are un corp care de mult joacă împreună, performanța pe care au făcut, bineînțeles că nu putem uita, indiferent dacă s-au schimbat antrenori, totuși știm pe Edi Ordănescu, un antrenor foarte, foarte bun, care știe să joace cu echipele foarte ofensive, se apără bine și cred că ambele sunt metodele foarte bune pentru România. Care ți se pare mai strong echipa? CFR mi se pare o echipă mai experimentată, cu mai multă experiență. Cei de la FCSB mi se pare o echipă mai proaspăt. Așa că... Vorbind de cele mai bune... După experiență rămână cu CFR. Da, vedem, sunt cele mai bune echipe din Liga 1 și vedem și din statistica asta ofensivă. Sunt pe primele locuri 1, 2, 3, cam la toate capitolele ofensive, domnul Sabău. Vă întreb și pe noastră la fel. CFR scoate vreo 25 de milioane de la UEFA. FCSB scoate aproape vreo 20 de milioane din transferuri în ultimii 3 ani. Ce strategie credeți că e mai adecvată? E riscant ceea ce face CFR în momentul de față. E mai riscant ceea ce face CFR. Ca să investești foarte mulți bani, adică puțin în comparație cu celelalte echipe care ajung să joace în primăvară europeană, să gândească la primele 8, la primele 6, adică e greu să ajungi la acel nivel. Nu vorbim de Champions League. Da. Deci, probabil că FCSB, pornind și această investiție în infrastructură, ambiționat de proiectul lui Gică Hagi, de a lua tot ce e mai bun din țară, de a-i le crea condiții, de a-i crește, de a-i forma, de a-i valorifica, a funcționat foarte bine. Adică riși mai puțin. Investițiile, sigur, dacă investești în infrastructură, cum a făcut FCSB, în baza sportivă, e și o investiție a cheltuit pe termen lung. Sigur. Și începe să funcționeze, începe să dea roade, pentru că a vândut niște jucători importanti și pare o echipă cu jucători, dacă te uiți la CFR, adică foarte greu să vinzi pe cineva. Nu mai prea, da. N-ai... E foarte greu să ai perspectiva ofertă asta... pentru sigur, s-ar putea, au și o anumită vârstă, experiență, ai doi, nu știu, care ar putea fi de vânzare pe un, dacă ar juca la echipa națională. Greu. Itu. Da. Poate un Burcă, acum, mă gândesc. Poate un Burcă. Sau mai da, care e mai tineri, la echipa națională. Echipă... Da. Da, e greu. Da, e greu. În niciun caz la sumele la care vrea să vândă FCSB. Și jucători defensivi. Exact. Da. Și jucători defensivi, da, care sunt mai ieftini, corect. Da. Prea ai... Da, dar sigur, e o strategie diferită. Posibil Moruțan, posibil Coman. Și depinde de calificările în cupele europene, CFR-ul. Depinde de câștigarea titlului. Aici e un risc pe care ți-l asumi sau nu ți-l asumi. Pentru că niște bani pe care trebuie să investești, să aduci jucători de valoare... Și salariile, sigur, nu ne comparăm cu ce se întâmplă. Adică ne-am uitat la grupe care sunt, nu ne uităm la acele echipe. Adică no, mult mai departe. Ne iau durerile. Și tot nu putem, adică n-ai cum să te compari. Și totuși, ne uitând, jucătorii pe care au vândut cei de la FCSB n-au făcut o mare performanță precum cei de la CFR. Corect. Unde au jucat Europa League, unde au cucerit campionate. A avut campionatul european.
în Italia și acolo și-au făcut o carte de vizită mulți dintre ei. Campionatul european, am uitat. Și realizările lui Denis Mann, fiind goalgetter, după care, sigur, și convocat la echipa națională, fiind tânăr, s-a făcut această investiție și o sumă foarte, foarte, foarte mare pentru ce înseamnă fotbalul românesc în momentul de față. Am văzut acea statistică din aur și o să o revedem. Vă așteptați ca CFR să fie mai ofensivă decât FCSB? În 2021 avem doar ce s-a întâmplat în acest an, celălalt carton o să vedem. Are mai multe puncte, are mai multe goluri CFR-ul, are mai multe atacuri, acțiuni de atac, mai multe șuturi pe poartă decât FCSB. Vorbim strict de ce s-a întâmplat în 2021. 21. Nu mă așteptam, nu. E aproape ireal. Pentru că era ireal. Echipă foarte disciplinată, tactic, exact. Fără multe, multe ocazii, nicio posesie extraordinară, dar în schimb pe echipă care știa foarte bine, cunoștea foarte bine lecția, adică lucrurile simple, dar făcute foarte bine. Echipă foarte pragmatică, care se baza pe faze fixe, echipă agresivă, nu te lăsa să joci, dar, sigur, niște date reale. Interesant, da. Sunt niște date reale, că sunt furnizate de oameni care sunt profesioniști. Deci sunt corecte și e o realitate. Apropo de ce spuneați, CFR și-a păstrat și parametrii defensivi la nivel ridicat. Că ei nici în defensivă n-au avut probleme după plecarea lui Dan Petrescu. N-au primit gol, au rămas cu o defensivă puternică. Vedem aici și parametrii ăștia defensivi la care tot CFR stă mai bine. Eric, dacă ar fi să joci acum în fața celor două defensive care ți s-ar părea mai greu de depășit, defensiva CFR-ului sau FCSB-ului? Eu totuși rămân cu defensiva de la FCSB. Nu-mi schimb părerea pe care m-am... Mai puternică defensiva. Mai puternică, mi se pare. De la FCSB? Da. Foarte interesant. Lumea laudă pe Vinicius, pe Burcă. Știm un jucător pe care are celor de la CFR. Bineînțeles, experiența lui Vinicius contează foarte mult, Burcă cu siguranță este în crește în momentul de față. De când a plecat de la Botoșan, cariera lui s-a urcat spre bine, dar acest sezon cred că m-a uimit foarte mult Iulian Cristea cu Miran. Interesant. De acord? Nu. Nu, nici eu. Dar, pentru că, da, dar... E o părere, da. E o părere, sigur, respectată. E, într-adevăr, jucătorii care, când te uiți la FCSB, spui care sunt cei patru fundași. Păi numai doi sunt care apar tot timpul. Cristea și cu Miron. Ceilalți, stânga, dreapta, se schimbă, nu știi cine apare. Sigur, acum l-au luat pe... Haruț. Fundașul stânga, care e suspendat. Pe Radunovici. Radunovici, da. Care e suspendat asta. El, într-adevăr, deja știm cine e fundașul stânga de la FCSB. Da. În schimb, aici partea dreaptă la CFR. În schimb, Camora, Vinicius și cu Burcă. Iar în partea dreaptă, Susici sau Mania. Mi se pare echipa mai puternică, mai tare, din punct de vedere fizic. Cum a și cu Arlauschi. Da, Arlauschi, surpriza lui Edi Iordănescu, e titular. Să vedem imediat echipele, prima dată pe Arena Națională, să ascultăm pe Bilașcu. Bună seara, cum vă veți descurca în această seară fără atacanți? Bună seara. Da, e, așa cum am mai spus, o perioadă destul de grea pentru noi. Lipsesc jucătorii care au marcat cel mai mult, mai e Deac printre cei care au marcat mai mult, el din fericire se află în teren. E o situație pe care sper eu să o depășim cu bine. Nu e ușor de gestionat, dar așa cum am mai spus-o, e un vestiar destul de puternic. Jucătorii sunt conștienți de locul unde sunt și sunt convins că cei care vor intra în teren vor suplini, să zic așa, lipsa celor care poate au marcat mai mult până acum. Îl vedem pe Carnat titular. Sunt șanse să rămână până la final sau este gândit ca o soluție care va fi schimbată în următoarele minute? Nu știu, vom vedea. Arlauschi, titular chiar cu FCSB-ul, nu a mai apărat din decembrie. Cum de v-ați gândit să-l titularizați?
Știți cum e, e decizia antrenorului. Edi a considerat că pentru acest meci el trebuie să înceapă partida, să fie în poartă. Despre ala scris nici nu cred că pot să vă spun prea multe, pentru că știm cu toții. E jucătorul care, eu știu, dă putere vestiarului și cred eu că prin ceea ce a făcut și a demonstrat la Cluj, eu știu, nici nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. E un adevărat lider din punctul meu de vedere și sper eu să reușească să-și conducă, să zic așa, colegii din fața lui bine în această seară. În ultimele 5 întâlniri directe, FCSB nu a reușit să dea gol CFR-ului, a gestionat foarte bine meciurile directe. Da, statistica nu va juca în această seară, face parte din trecut ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță că acum, dacă vrei să-ți spun părerea mea, mi se pare FCSB mai puternică decât în anii trecuți. Echipa care a înscris cele mai multe goluri, echipă care are jucători cu o valoare pe care care au demonstrat-o în teren și care fac diferența, mai ales în atac. Deci, cu siguranță că lucrurile vor sta altfel în această seară. Eu sper ca noi să găsim soluțiile cele mai bune, să contracarăm, să zic așa, calitățile lor și ceea ce fac ei bine și, în ultimul rând, să facem jocul nostru, care cred eu că a fost unul în creștere și care are un apetit mai ofensiv. Mulțumesc, mult succes! Marius Bilașcu, care îl înlocuiește, a declarații pe Edi Iordănescu suspendat pentru acest meci. Nouă ni s-a alăturat Dan Alexa, salutat. Bună seara! Bine ai venit! Scuze. Acum am reușit să ajung de la Timișoara. Nu e problemă, e cu traficul. Cu traficul, nu, da. Încă nu s-a făcut, da, autostrada, încă mai au de lucrat la autostradă. Tot s-a mai făcut ceva. Cum e meciul ăsta, Dane? Eu cred că este... Vorbeam înainte, nu știu, cine e echipa mai puternică, acum, cine merită mai mult astăzi să ia titlul? Eu cred că este primul examen cu adevărat pentru Edi Iordănescu. Este primul lui derby cu adevărat. Din păcate pentru el are niște absențe cauzate de COVID. Steaua, mă uitam și pe echipa de start, într-adevăr, Ovidiu Popescu este așa, să zic, un jolly joker, numai portar cred că nu a jucat și atacat, în rest a evoluat peste tot. Mă surprinde faptul că evoluează în partea stângă, deși Panțelul este pe bancă. CFR-ul surprinde printr-o formulă cu trei jucători pe atac, neatacanți central, să spun așa, fără atacantul ăla pe care CFR-ul s-a bazat foarte mult în toate meciurile până acum. Mă surprinde totuși Sigurdsson, chiar dacă nu este un număr 9, a intrat foarte bine cu Iașu, mă așteptam să evolueze astăzi. Nu știu dacă e pregătit fizic, dacă poate... Da, sunt foarte curios. Sunt trei jucători care provin din bandă, atât Carnat, Chipciu și Păun. Păun, poziția lui normal ar fi de Inter, mai pe centru, dar a jucat foarte mult timp și în partea stângă. Sunt foarte nerăbdător să urmăresc și prin prisma, repet, faptului că asta este un examen adevărat pentru cei doi antrenori, atât pentru Iordănescu cât și pentru Petrea. Deci un examen pentru Edi Iordănescu, examen pentru tinerii de la FCSB, cum spuneați adineaori. Scurtă pauză, ne întoarcem, ne apropiem de meci.